cum să creezi oferte. Uite care este adevărul crud. Majoritatea dintre cei care sunt la început creează pretenții și nu oferte. O să te ajut să faci $50,000 în plus în fiecare lună. Aceasta mai sună o ofertă irezistibilă. În acest videoclip îți voi prezenta cele 5 lucruri pe care trebuie să le studiezi dacă vrei să semnezi primul tău client în următoarele 24 de ore. În cazul în care ești nou pe canal, eu sunt Rareș Găitan, iar în ultimii 2 ani am creat 2 afaceri de peste 7 cifre la vârsta de doar 20 de ani. Toată lumea vorbește despre cum să semnezi primul tău client, însă nimeni nu vorbește despre cum să semnezi primul tău client high ticket, adică un client care să te plătească între 5.000 și peste 10.000 de euro. Prima afacere de 7 cifre pe care am construit-o este agenția mea de digital marketing Kaizen, unde lucrăm cu clinici stomatologice din Germania, Franța și Elveția. Iar în momentul de față avem 12 clienți care ne plătesc între 10 și 15.000 de lire plus un procent din rezultatele pe care le oferim. Însă dacă ascultam acelea sfaturi despre care toată lumea vorbește, cel mai probabil nu semnam nici măcar un singur client high ticket. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să stabilim diferența dintre abilitățile hard și abilitățile soft. Abilitățile grele sunt abilitățile sau serviciile pe care le prestezi în agenția ta. Chit că vorbim de social media marketing, de email marketing, de copywriting, etc. Aceste abilități te vor ajuta să semnezi în mare parte clienți între $500 și maxim $2000. Însă, nu abilitățile hard sunt cele care te vor ajuta să semnezi clienți high ticket. Cu siguranță nu vreau să fiu absurd, este incredibil de important și esențial să știi serviciul pe care îl prestezi sau să ai un contractor care poate presta un serviciu de calitate. Totuși, nu asta e cel mai important atunci când vine vorba de compensarea ta. Abilitățile soft sunt cele despre care vom vorbi în acest videoclip. Acestea sunt de fapt abilitățile care te vor ajuta să semnezi clienți high ticket cu ușurință. Prima abilitate pe care trebuie să înveți este poziționarea. Modul în care te poziționezi pe piață dictează prețurile tale, nu setul tău de abilități. Pentru a înțelege mult mai bine acest soft skill, îl voi da exemplu pe Rare și pe Andrei folosindu-l. Andrei se poziționează ca, virgulă, copywriter pentru brandurile de e-commerce. Însă, Rare se poziționează ca optimizator de conversie pentru brandurile de e-commerce. Sau un alt exemplu, Andrei se poziționează ca marketer pentru brandurile personale, în timp ce Rare se poziționează ca partener de creștere pentru brandurile personale. Aici nu este doar un joc de cuvinte sau denumiri, e modul prin care clientul tău te percepe și valoarea pe care o percepe asupra ta, pentru că nu vrei să te poziționezi drept fiind un obișnuit copywriter sau un obișnuit marketer. Vrei să creezi o aură astfel încât tu să te diferențiezi de restul pieței, astfel justificând prețul mai premium. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci neapărat este să înveți cum să creezi oferte. Uite care este adevărul crud. Majoritatea dintre cei care sunt la început creează pretenții și nu oferte. De exemplu, cineva vine la tine și îți spune: o să te ajut să faci $50,000 în plus în fiecare lună. Când de fapt acest lucru este doar o presupunere. În schimb, dacă cineva vine la tine și îți spune: îți voi genera în plus $50,000 în fiecare lună, iar dacă nu reușesc, voi face toată munca gratuit până când voi reuși. Aceasta mai sună o ofertă irezistibilă. Oferta ta ar trebui să includă două lucruri principale. În primul rând, trebuie să inversezi riscul pentru clienții tăi. Clientul tău trebuie să simtă că, făcând acest parteneriat cu tine, au doar de câștigat. Iar în al doilea rând, trebuie să-ți crești constant valoarea percepută pentru clienții tăi, iar acest lucru poți face prin garanții, prin bonusuri sau printr-o poziționare mult mai eficientă. Atât timp cât oferta ta include aceste două lucruri, totul va fi bine. Ca un cadou pentru tine, pentru că ai ajuns până aici și ai apăsat butonul de like, îți voi lăsa în descriere un ghid complet gratuit despre cum să creezi oferte irezistibile în doar 5 minute. De asemenea, îți recomand să citești cartea $100 Million Offers de Alex Hormozi. Al treilea lucru pe care trebuie să-l înveți este să think big. Știu, sună clișeic, însă dacă procesul tău vine la pachet cu o viziune clară și cu idei mărețe, este mult mai probabil ca cineva să lucreze cu tine doar pentru că ai mai multă încredere în tine. O idee măreață poate fi ambiguă și definită în foarte multe feluri, dar o definiție simplă pentru o idee măreață este modul unic de a descrie sau a aborda o soluție pe care oamenii nu au mai auzit-o până acum. Acum nu te sfătuiesc să reinventezi roata, însă modul prin care majoritatea agențiilor își prezintă serviciile și soluțiile a devenit foarte, foarte comodizat.
Al patrulea lucru pe care trebuie să-l faci este să-ți schimbi percepția despre prima întâlnire pe care o vei avea cu clientul. Majoritatea proprietarilor de agenții pur și simplu nu au niciun fel de răbdare și văd primul apel cu un potențial client ca oportunitatea perfectă de a semna acel client. Însă, în foarte puține cazuri, acest lucru se întâmplă. Crede-mă, am pățit-o de foarte multe ori să intru într-un apel cu un client, să fiu nerăbdător și să încerc să-i explic oferta mea, să-i explic serviciile mele, însă clientul simțea faptul că tot ceea ce vreau să fac e doar să-l semne, doar să-i vând ceva și ajungeam să nu mai semnez pe nimeni. Însă de fiecare dată când încercam să fiu ascultător, să pun întrebările potrivite și să ascult dorințele și obiectivele clientului meu ca apoi să-i ofer sugestii și soluții, atunci mi-era cel mai ușor să semnez clienții. De asemenea, sugestia supremă pe care vrei să o faci este faptul că tu ești cea mai potrivită persoană să le rezolvi problemele. Obiectivul tău în primul apel cu un potențial client este să descoperi afacerea și obiectivele clientului astfel încât să-i oferi soluțiile potrivite pentru problemele lui ca apoi el să ia o decizie mult mai simplu pentru că tu ești persoana potrivită să-l ajute. Practic tot ceea ce încerci să faci atunci când încerci să semnezi client este să ajuți persoana respectivă să ia o decizie în favoarea sa. Cei mai buni closer pe care îi cunosc nu mor de nerăbdare să semneze clientul, ci creează o relație de încredere ce le face treaba de 1000 de ori mai ușoară. Al cincilea lucru pe care trebuie să-l studiezi este negocierea. Majoritatea presupun că își vor pune un preț greșit pentru serviciile lor ca apoi clientul să îi refuze. Chiar Alex Hormozi vorbește foarte des în videoclipele lui despre vânzări, despre acest lucru, însă voi încerca să-ți explic foarte, foarte simplu acest principiu. Primul lucru pe care trebuie să-l faci atunci când creezi oferta este să prezinți un preț relativ, pentru că dacă faci acest lucru, vor fi doar două scenarii. În primul rând, clientul poate fi de acord cu prețul relativ pe care l-ai setat și vrei să tinzi ca acest preț relativ să fie puțin mai ridicat. Iar al doilea scenariu, în cazul în care clientul nu este de acord cu prețul și cere o revizuire sau o negociere, tu ai deja un alt preț în cap și ești pregătit pentru a negocia mult, mult mai eficient. Însă trebuie să ții minte că prețul pe care îl comunici trebuie să fie în strânsă legătură cu finanțele clientului tău, adică nu poți să-i ceri să te plătească $5,000 în cazul în care tot venitul lui este maxim $10,000. Pur și simplu nu va fi realist să-i ceri această sumă. De asemenea, atunci când folosești aceste price anchors, este incredibil important să ai un fel de dovadă. În cazul în care ești la început, va fi destul de greu să faci acest lucru, totuși poți să o rezolvi cu un contractor, iar în cazul în care contractorul tău îți poate oferi case study-urile lui, îți va fi mult mai ușor să semnezi clienții. Însă dacă nu ai încă un case study, cel mai bun lucru pe care îl poți face este să exersezi toți pașii de până acum, pentru că asta va crea o relație de încredere cu potențialul tău client. Iar în cazul în care potențialul tău client prezintă o ambiguitate pentru prețul prezentat, mai ai o singură armă secretă. Propune-i să lucrezi pentru el complet gratuit până când îi oferi primele rezultate, iar odată ce îi oferi primele rezultate, tu să fii plătit cu prețul stabilit din meeting. Aici este foarte important să stabilești niște așteptări destul de realiste cu clientul tău, pentru că asta te va ajuta să creezi acea relație de încredere și asta te va ajuta ca apoi să fii plătit foarte, foarte bine. Așa că dacă pui în practică cele 5 lucruri pe care ți le-am prezentat în acest videoclip, va fi incredibil de ușor pentru tine să semnezi clienți high ticket, chiar să semnezi primul tău client high ticket în următoarele 24 de ore sau mai puțin. Aceste abilități soft se învață cel mai bine prin practică, iar recomandarea mea este să contactezi cât mai multe afaceri și să programezi cât mai multe meeting-uri. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să apăși butonul de like și subscribe, accesează toate resursele din descriere, dă-mi un follow pe celelalte rețele de socializare și ne vedem în videoclipul următor.